Dragii mei frați, stimate surori în Domnul, în anul acesta și în mod deosebit astăzi, suntem mai preocupați de subiectul trăirii prin Duhul Sfânt, pentru că viața creștină nu poate fi trăită altfel decât prin Duhul Sfânt. Viața creștină este un miracol, viața creștină este o taină. Ea nu este posibilă decât sub acțiunea dătătoare de putere și de viață a Duhului Sfânt. De fapt, aceasta este deosebirea de substanță între un om credincios și un om necredincios. Omul credincios, pe lângă viața biologică pe care o împărtășește cu toți semenii lui, are și viață duhovnicească. Viață veșnică, cum o numește Sfânta Scriptură. Are o viață nouă, iarăși o expresie biblică. O viață creată de Duhul Sfânt, o viață pe care ne-o transferă Duhul Sfânt și o viață pe care o întreține Duhul Sfânt în credincios. O viață pe care noi, cu limbajul Sfintelor Scripturi, o descriem ca fiind o viață roditoare prin Duhul. Pentru că nu noi, ci Duhul Sfânt, cu care noi cooperăm prin libera alegere, Duhul Sfânt este Cel care rodește această viață nouă, această conduită nouă în credincios. Mărit să fie Domnul pentru lucrul acesta. Este un miracol al lui Dumnezeu. Este, dacă vreți, cel mai măreț miracol pe care Dumnezeu îl desfășoară sub soare. Viața nouă a împărăției sale, care se arată, care este trăită, care este întrupată de biserică în veacul prezent, în existența prezentă. Numai că, dragii mei, nu așa că viața biologică are așteptări caracteristice ei. Nimeni nu poate trăi fără anumite așteptări. Avem așteptări legate de sănătatea noastră fizică. Nu e așa? Ne dorim să fim sănătoși, ne întreținem sănătatea. Când suntem bolnavi, mergem la medic și uneori spunem noi, domnule, sănătate să fie, că în rest ne descurcăm noi cu toate. Sigur că nu este chiar așa. Dar știm că sănătatea este foarte importantă. Că dacă este sănătate, pe urmă, lucrurile, unele dintre ele pot fi realizate, zicem noi, prin eforturi proprii. Avem așteptări legate de familiile noastre. Ne dorim ca familiile să meargă bine, să ne înțelegem bine cu soțul, cu soția, cu copiii. Să ne vedem copiii mari. Zicem noi câteodată, atunci când poate greutățile vieții sau o boală ne copleșește, zicem, de mi-ar da Dumnezeu sănătate, de mi-ar da Dumnezeu putere să-mi văd copiii mari, să-i văd la casele lor. Avem niște așteptări, nu, legate de familiile noastre. Avem așteptări legate de profesiile noastre, mai ales când suntem tineri. Pe măsură ce trecem de perioada mediană a vieții, ne dăm seama de ce e important în viață și ne apropiem mai mult, poate, de familie, de prieteni, de biserică. Dar există o perioadă în viață când suntem, poate, mai atașați de realizările noastre profesionale. Și iarăși, acolo avem așteptări legate de realizarea proiectelor noastre, a carierelor noastre. Avem tot felul de așteptări, și nu neapărat greșite, așteptări care țin de viața noastră biologică. Dar, dragii mei, dacă viața nu poate fi trăită fără așteptări, viața biologică, asta înseamnă că nici viața spirituală, nici viața duhovnicească, nici viața nouă nu poate fi trăită fără anumite așteptări. Viața duhovnicească are așteptări aferente ei, fără de care nu poate fi trăită. Nu știu dacă v-ați gândit vreodată la acest fapt, că trebuie să avem, că, dacă vreți, semnele, simptomele, cu ghilimelele de rigoare, unei vieți spirituale sănătoase, sunt așteptările acestei vieți legate de viața spirituală. Așa cum o viață cu sens, o viață biologică cu sens, este trăită cu anumite idealuri și așteptări. De aceea aș dori să ne uităm astăzi în Sfânta Scriptură, să constatăm faptul că
viața spirituală este trăită cu anumite așteptări, prezența Duhului Sfânt în noi trebuie să creeze anumite așteptări și să vedem care sunt câteva dintre acestea. Și pentru aceasta aș dori să citim două versete din Epistola Apostolului Pavel către Galateni. Galateni, capitolul 5, versetele 5 și 6. Iată ce spune Apostolul Pavel, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, în aceste două versete. Spune așa, căci noi, cu ajutorul Duhului, a Duhului Sfânt, da? Așteptăm. Ce observăm aici, dragii mei? Există niște așteptări în viață, și bineînțeles în viața duhovnicească, care iau ființă, care se nasc, care sunt produse de prezența Duhului Sfânt. Fără Duhul Sfânt nu putem aștepta ce are să spună Apostolul Pavel. Pentru că el spune căci noi nu cu ajutorul sănătății noastre mentale sau cu ajutorul carierei noastre sau cu ajutorul planificărilor noastre. Este un alt domeniu, un alt plan al vieții. Noi cu ajutorul Duhului Sfânt așteptăm ceva. Nu știu dacă v-ați întrebat vreodată ce așteptăm noi cu ajutorul Duhului Sfânt. Cum spuneam, ne așteptăm să fim sănătoși, ne așteptăm să ne vedem copiii mari, să ne vedem nepoții, ne așteptăm să ne meargă bine lucrurile la serviciu, ne așteptăm la siguranță financiară, mai ales la vârsta pensiei. Dar pe toate acestea, deși sunt foarte bune, sunt legitime, le putem aștepta fără ajutorul Duhului. Toată lumea le așteaptă. Ce așteptăm noi prin ajutorul Duhului? Și Apostolul Pavel spune mai departe, așteptăm prin credință dreptatea la care nădăjduim, sau o traducere mai exactă ar fi nădejdea dreptății noastre, deci avem o dreptate și o nădejde pe care o inspiră, și versetul 6 spune, putem merge la versetul 6, căci în Hristos Iisus nici circumcizia, nici necircumcizia, probleme teologice apric dezbătute în vremea Apostolului Pavel, dacă creștinii trebuie să devină iudei pentru a fi mântuiți, adică să practice circumcizia, tăierea împrejur sau nu, nici circumcizia, nici necircumcizia nu contează, ci credința care lucrează prin dragoste. Amin. Dragii mei, ce înțelegem din aceste două versete, și desigur nu sunt singurele versete din Scriptură care vorbesc pe acest subiect, este faptul că viața trăită prin Duhul Sfânt are niște așteptări de la Duhul Sfânt. Sau ca să parafrazăm o expresie a Apostolului Pavel, dacă trăim prin Duhul, trebuie să și așteptăm prin Duhul. Da? Dacă avem viață biologică, avem și niște speranțe, niște așteptări caracteristice ei. Dar dacă avem viață prin Duhul Sfânt, dragii mei, trebuie să existe și niște așteptări caracteristice vieții trăite prin Duhul. Care sunt câteva dintre aceste așteptări? La ce trebuie să ne așteptăm atunci când trăim prin Duhul Sfânt? Nu doar atunci când lăsăm ca viața să se deruleze, pentru că pentru noi uneori trăirea prin Duhul cam așa arată. Viața se derulează, noi ne urmărim obiectivele, ca cele pe care le-am enumerat adineaori, obiectivele vieții noastre biologice, le urmărim și încercăm ca în derularea lor să păcătuim cât mai puțin. Nu știu dacă ați întâlnit credincioși de felul ăsta, dar sunt foarte mulți credincioși pentru care trăirea prin Duhul asta înseamnă. Și atunci când au nevoie de călăuzirea Duhului Sfânt, călăuzirea Duhului Sfânt se rezumă la oare ce carieră să-mi aleg, oare unde să-mi investesc banii, oare dacă îi pun la banca asta n-o să pice, n-o să dea faliment, ăștia au, eu știu, dobândă mai mare, ceilalți sunt mai siguri, la ce fond de pensii privat să-mi fac pensia din pilonul 2, dar oare aia o fi sigură, dar dacă o naționalizează ăștia, hai să merg și la pilonul 3 și așa mai departe. Oare n-ar fi bine să-L consult pe Duhul Sfânt pentru așa ceva? Cum mă călăuzește Duhul Sfânt în aceste domenii? Și la asta se rezumă toată trăirea prin Duhul. Ori, dragii mei, trăirea prin Duhul este mult mai mult decât atât. Nu zic că Duhul lui Dumnezeu nu ne poate călăuzi și în aceste domenii. Dar atunci când o face, o face pentru a ne arăta că viața noastră, dragii mei, trebuie să fie mai mult decât, spune Scriptura, mâncarea și băutura, sau siguranța financiară, sau confortul din imediatul zilnic. Și Apostolul Pavel, reau citirea versetului 5, spune în felul următor, căci noi
prin Duhul sau cu ajutorul Duhului, așteptăm prin credință dreptatea la care nădăjduim sau speranța dreptății. Ca să ai speranța dreptății, prima dată trebuie să ai acea dreptate. La ce dreptate se referă Apostolul Pavel? În traducerea veche a Sfintelor Scripturi găsim termenul neprihănire. O traducere mai corectă este dreptate. La ce se referă această dreptate? Noi știm foarte bine din Sfintele Scripturi, dragii mei, că nefiind drepți înaintea lui Dumnezeu prin firea noastră, fiind păcătoși, prin credința salvatoare în Domnul nostru Iisus Hristos, am fost socotiți drepți sau am fost justificați înaintea lui Dumnezeu. Am fost, după traducerea clasică, socotiți neprihăniți. Adică Domnul nostru Iisus Hristos, prin faptul că am crezut în El, ne-am pus toată încrederea în El, ne-a transferat de drept dreptatea Lui. Dumnezeu se uită la noi și vede în noi, chiar dacă nu suntem așa, dar prin faptul că ne-am pus încrederea în Domnul Hristos, că ne-am predat viețile în slujba împărăției lui Dumnezeu și dorim să-L slujim pe Dumnezeu, Dumnezeu vede în noi, prin Hristos, prin această prismă care este Hristos, vede niște oameni drepți. Numai că ce spune Scriptura este că după aceea, după momentul acela în care am fost socotiți drepți, am fost justificați înaintea lui Dumnezeu, trebuie să ducem până la capăt această îndreptare a noastră. Și aceasta este dreptatea la care noi nădăjduim, speranța dreptății noastre. Că într-o zi vom ajunge la desăvârșirea acestui caracter drept în ființele noastre. De aceea, dragii mei, o primă așteptare duhovnicească, dacă spunem că trăim prin Duhul, trebuie să avem și așteptări prin Duhul. O primă așteptare de acest fel, caracteristică vieții duhovnicești, este așteptarea îndreptării noastre lăuntrice după modelul Domnului nostru Iisus Hristos. Mărit să-i fie numele! Clipă de clipă, dragii mei, ceas de ceas, zi de zi, trebuie să trăim cu așteptarea ca Duhul lui Dumnezeu să finiseze în noi, să cizeleze în noi desăvârșirea caracteristică Domnului nostru Iisus Hristos. Viața Domnului Hristos, caracterul, chipul Domnului nostru Iisus Hristos în noi. Și de ce spun lucrul acesta? Pentru că, iarăși, frații mei, de foarte multe ori când noi spunem că trebuie să ne așteptăm la îndreptarea noastră lăuntrică, la cizelarea noastră după chipul lui Hristos, ne gândim cam în felul următor. Ăsta este raționamentul nostru, logica noastră. Spunem, ne trăim viețile ca toți oamenii, spre deosebire de ei, noi știm adevărul lui Dumnezeu, ne rugăm și cumva, după ce ne rugăm, într-un mod tainic și numai de El știut și dacă se poate, noaptea în somn, ca să nu simțim noi prea mult durerea acestui proces, Dumnezeu să ne înzestreze cu virtuțile Lui. M-am rugat seara să fiu mai iertător și a doua zi dimineață, pentru că m-am rugat și Dumnezeu promite să răspundă rugăciunilor, a doua zi când mă trezesc dintr-o dată, să-mi fi iertat toți dușmanii, să fiu senin la locul de muncă. De ce? Dom'le, m-am rugat, Dumnezeu a făcut o minune. Nu mai am nicio problemă cu copiii rebeli, cu rudele care m-au ofensat, eu știu, cu cuscrii, socrii și așa mai departe, cu care m-am răfuit până acum. N-am nicio problemă cu vecinul care mi-ocupă mereu locul de parcare, e totul senin. Dragii mei, în realitate, procesul acesta al îndreptării noastre este un proces de durată. Sigur, uneori Dumnezeu lucrează miraculos, chiar ne trezim așa cu o seninătate, că Dumnezeu vrea să ne arate că poate face orice. Dar în realitate, de cele mai multe ori, procesul acesta este unul dureros, îndelung și dureros. Și ce trebuie să știm este că Dumnezeu va aduce în viețile noastre acele situații prin care Duhul lui Dumnezeu, asta trebuie să fie așteptarea noastră. Când spunem că ne așteptăm, da, să ajungem la desăvârșirea dreptății, așteptăm prin credință dreptatea la care nădăjduim, o avem, dar și nădăjduim să se împlinească. Ne așteptăm ca Dumnezeu să aducă în viețile noastre acele evenimente, acele situații prin care Duhul lui Dumnezeu, sau pe care Duhul lui Dumnezeu să le folosească pentru dăltuirea noastră, pentru dăltuirea acestei dreptăți în ființele noastre. Asta ce înseamnă? Că există tot felul de situații
dragii mei, pe care Duhul Sfânt le va folosi și asta înseamnă, frații mei, să fim veghetori. Noi tot spunem, folosim aceasta, este o metaforă, folosim această metaforă biblică că trebuie să fim veghetori, adică vigilenți. Asta înseamnă să fii vigilent. La tot pasul să stai să te întrebi, oare ce vrea Duhul lui Dumnezeu să șlefuiască în mine prin acest act, prin acest eveniment, prin această experiență? Ce vrea Duhul lui Dumnezeu să șlefuiască în mine, că tot am amintit exemplu, prin faptul că mi se tot ocupă locul de parcare? Noi am spune că este o întâmplare, sau o punem pe lipsa de bună creștere a vecinilor. Și s-ar putea, omenește vorbind, s-ar putea să fie și explicația asta. Și este, că într-adevăr nimeni nu-ți ocupă locul de parcare, de gentleman ce este. Dar întrebarea care trebuie să ne străbată mințele, dincolo de explicațiile umane, este, oare ce vrea, dacă tot mi se pune răbdarea la încercare, da, zilnic sau săptămânal, luați-o ca pe o mărturisire. Da? Eu am locul de parcare undeva, chiar în fața școlii în care învață Iosif. Și sunt foarte mulți părinți care vin să-și ia copiii de la școală cu mașina, părinții copiilor mai mici, și mereu îmi găsesc locul de parcare ocupat. Așa, ca să ne mai descrețim frunțile, odată chiar m-am supărat. S-a întâmplat de nenumărate ori, m-am supărat. Șoferul care mi-ocupase locul avea un număr de telefon lăsat în parbriz. Pun mâna pe telefon, sun, așa, și cu o voce ușor răstită, dar am zis, hai să-mi păstrez calmul, că se cam știe prin zonă pe aici cu ce mă ocup, așa. Dar ușor nervos, răstit, așa zic, și era o voce de doamnă la celălalt fir, am zis, hai să fiu și mai calm, zic, doamnă, nu vă supărați, dar mi-ați ocupat, așa, dar oricum am lăsat să se înțeleagă că-s supărat că mi s-a ocupat locul de parcare. Și când vine doamna șoferiță, iese pe poarta școlii, marea mea surpriză a fost să constat că era doamna profesoară de engleză a lui Iosif. Da? De atunci sunt extrem de atent, foarte atent și foarte finuț, dar ar trebui să fiu la fel de atent, nu-i așa, și fără teama că la celălalt capăt al firului s-ar putea să fie cadru didactic care îi dă notă copilului meu. Pentru că și cadrele didactice, oricât s-ar strădui să fie imparțiale, știm noi cei care suntem cât de imparțiali reușim să fim câteodată. Așadar, dragii mei, într-o asemenea situație, un om care are așteptări prin Duhul, își pune întrebarea, oare ce a vrut Duhul să-mi spună? Nu doar, mulțumesc lui Dumnezeu că am scăpat, da? Că am scăpat, nu a căutat, Doamne ferește de mă comportam urât sau și trecem mai departe. Da? Sau data viitoare, când știm sigur că persoana respectivă nu e un cadru didactic, atunci răbufnim și pentru doamna profesoară, da? Și ne răsuflăm nervii. În mod normal, dragii mei, dacă trăim prin Duhul, trebuie să ne punem întrebarea, oare ce vrea Duhul Sfânt să ne învețe într-o asemenea situație? Ce vrea Duhul Sfânt să ne învețe atunci când un proiect profesional n-a reușit? Da, căutăm explicații științifice, profesionale, folosim tot felul de cuantificări, măsurători și vedem de ce n-a reușit, dar dincolo de toate acestea, trebuie să-mi pun întrebarea, ce vrea Duhul Sfânt să mă învețe? Ce vrea Duhul Sfânt să șlefuiască în caracterul meu? Ce vrea Duhul Sfânt să șlefuiască în caracterul meu atunci când îngrijesc o persoană bolnavă? Ce vrea Duhul Sfânt să mă învețe să șlefuiască în caracterul meu atunci când fac lecții cu copiii și răbdarea mi este pusă la încercare? Pentru că cu siguranță Duhul lui Dumnezeu, dragii mei, vrea să șlefuiască ceva în noi. Și așteptarea cu care noi trebuie să trăim, pas cu pas, ceas cu ceas, zi de zi, este ca Duhul Sfânt să facă aceste lucrări în noi și atenția noastră, dragii mei, trebuie să fie una sporită la formarea noastră, la alcătuirea, la primenirea noastră lăuntrică după modelul lui Hristos, și Domnul să ne ajute. Asta înseamnă, dragii mei, să trăim cu așteptări duhovnicești. Nu doar ca Duhul lui Dumnezeu, într-o zi, într-o bună dimineață, să facă tot ce ne-am fi dorit, fără efort, fără durere, fără sudoare, fără niciun fel de caznă.
Trebuie să trăim în fiecare zi cu așteptarea aceasta, cu atenția aceasta încordată. Oare ce vrea? Mă aștept ca Duhul Sfânt să lucreze ceva și astăzi în viața mea. Oare ce lucrează El? Apoi, dragii mei, spune Apostolul Pavel în versetul 6 în felul următor, zice el. Căci în Hristos nici circumcizia, nici necircumcizia nu contează. O afirmație revoltătoare pentru ei atunci, pentru că circumcizia, dacă vreți, era subiectul predilect al ciorovăielilor lor teologice. Așa cum spunea Jonathan la ora de rugăciune, la timpul de rugăciune, și noi astăzi avem ciorovăielile noastre confesionale, da? Religioase. Și Apostolul Pavel, în contextul în care biserica era, am putea spune, divizată, efectiv, în veacul apostolic, mai ales în prima jumătate a veacului apostolic, până prin anii 60 ai primului secol, biserica era divizată cu privire la această problemă a circumciziei. Trebuie creștinii dintre neevrei să se circumcidă sau nu? Dacă nu, atunci Dumnezeu de ce ne-a dat de pe vremea lui Avram circumcizia și așa mai departe? Erau tot felul de controverse care dezbinau biserici și slujitori. Și Apostolul Pavel spune, în Hristos Iisus, toate aceste ciorovăieli doctrinare nu au niciun sens. Sigur, are sens căutarea învățăturii sănătoase, dar nu chestiunile marginale, nu chestiunile doctrinare accesorii, despre care Apostolul Pavel spune, asupra părărilor îndoielnice să nu vă apucați la vorbă, pentru că ele produc dezbinări. Și Apostolul Pavel spune, acestea nu contează, ci credința care lucrează prin dragoste. Asta înseamnă, dragii mei, că o altă așteptare caracteristică vieții duhovnicești este aceea a apropierii, dacă vreți, a consolidării relației cu Biserica lui Hristos, cu trupul lui Hristos. Apostolul Pavel spune, ceea ce contează cel mai mult este ca această credință a voastră, despre care voi spuneți că este mântuitoare, că sunteți mântuiți prin credință, credința aceasta să nu rămână la un nivel declarativ, să nu rămână doar un exercițiu intelectual, să nu rămână doar o dexteritate dogmatică, speculativă, ci credința aceasta să se concretizeze în faptele iubirii creștine. Să vă arătați iubirea unul față de celălalt, să fiți un trup, să fiți uniți, să dovediți coeziunea aceea pe care numai Duhul lui Dumnezeu poate să o realizeze, mărit să fie Domnul. Așadar, dragii mei, când trăim prin Duhul, trebuie să avem și această așteptare ca Duhul să ne apropie mai mult de Biserica lui Hristos. Sunt din ce în ce mai mulți cei care consideră că pot trăi prin Duhul, pot fi ai lui Hristos și fără biserică. Există, de fapt, acest curent numit în limba engleză, pentru că sociologii americani au explorat mai mult acest fenomen, believing without belonging. Da? Adică, cred, în limba română noi am tradus, Hristos, da, biserica, nu. Cred în Hristos, îmi place de El, îmi place modelul său moral, îmi place învățătura sa, filozofia sa, dar biserica este plină de uscături. Nu-mi place. Dragii mei, da, e adevărat, biserica este plină de oameni imperfecți. De fapt, în biserică sunt numai oameni imperfecți. Pe cei perfecți nu o să-i găsiți în biserica luptătoare, sunt în biserica glorificată, sunt la Domnul aia desăvârșiți. Așa cum spunea cineva, s-a întâlnit un frate slujitor, acum a plecat la Domnul, fratele Moise Lucaci, s-a întâlnit cu cineva în tren, cineva care era dezgustat, așa, un supărat din ăsta de serviciu, era dezgustat de biserică și l-a întrebat, dându-și seama din conversație că este credincios, zice, dar dumneavoastră la ce biserică mergeți? Și el, pentru că nu mergea la biserică, zice, frate, eu merg la biserica din cer. Și păstorul întreabă, și dacă mergeți la biserica din cer, ce căutați pe pământ? Da? Dragii mei, biserică desăvârșită numai în cer este, aia de pe pământ este nedesăvârșită. Dar ce trebuie să știm din Sfânta Scriptură, de ce Duhul lui Dumnezeu ne îndreaptă, am putea spune, irezistibil, da? Pentru că odată ce trăiești prin Duhul, te îndrepți către comunitatea trăitoare prin Duhul, care este o creație a Duhului. De ce? Pentru că biserica este cadrul cel mai adecvat, cel mai potrivit desăvârșirii despre care vorbeam adineaori. Vedeți, Apostolul Pavel spune, dacă vreți să vă dezăvârșiți, trăiți-vă credința care lucrează în dragoste. Ori nu poți să îți arăți dragostea față de ecranul din fața ta prin care zici tu că mergi la biserică online.
Da, ecran, mergem la biserică online în condiții extreme, ca cele pe care le-am avut. Dar părtășia cu trupul lui Hristos nu se poate rezuma la o părtășie virtuală. Pixelii nu îi înlocuiesc pe membrii trupului lui Hristos. Da? Trebuie să avem părtășie cu trupul lui Hristos, cu cei care, chiar din punct de vedere fizic, spune Apostolul Pavel, sunt mădulare ale Domnului nostru Iisus Hristos. Pentru că acolo îl găsim pe Hristos. Acolo ne șlefuim împreună, ne arătăm dragostea și alții și-o arată față de noi. Dar nu doar atât, dragii mei. Așa cum spunea Jonathan la timpul nostru de închinare, biserica este datoare față de lumea înconjurătoare, lumea necunoscătoare de Dumnezeu. Și pregătirea noastră pentru trăirea lui Hristos în mijlocul lumii se desfășoară aici, în biserică. Și lucrul acesta îl spunea magistral, după părerea mea, C.S. Lewis, pe care aș dori să-l și citez. Iată cum exprima el lucrul acesta. Spune în felul următor. Creștinii sunt trupul lui Hristos, organismul prin care El lucrează. Da? Dacă Hristos face ceva în lume, face prin creștini, prin biserică. Organismul prin care El lucrează. Și acum, orice adaos la acest trup îi permite să facă mai mult. Dacă vrei să-i ajuți pe cei din afară, trebuie să adaugi mica ta celulă la trupul lui Hristos, singurul care îi poate ajuta. Hristos ajută, mântuiește lumea și pentru aceasta este nevoie de o prezență fizică a lui Hristos în lume. Prezența fizică a lui Hristos în lume suntem noi, biserica. Mărit să fie Domnul! Iată ce onoare din partea lui Dumnezeu. Dar pentru asta, pentru a fi prezența fizică a lui Hristos în lume, nu putem fi niște lupi singuratici, niște justițiari. Dumnezeu nu are așa ceva. Da? Dumnezeu îl are pe Hristos și trupul lui Hristos în lume suntem noi, mărit să fie Domnul. De aceea, dragii mei, și prin bucuriile noastre și prin încercările noastre, Duhul lui Dumnezeu, atunci când trăim prin Duhul, trebuie să ne așteptăm ca Duhul lui Dumnezeu să ne aducă mai aproape de trupul lui Hristos. Să ne integreze mai intens în biserica lui Hristos. Și trebuie să avem această așteptare. Câteodată ni se pare că ne descurcăm singuri și am vrea să ne descurcăm singuri. Și Duhul Sfânt creează în noi acele circumstanțe prin care să ne arate nu te poți descurca singur. Și strigăm la Dumnezeu, Doamne, ajută-mă Tu! Și Dumnezeu pe cine trimite, când noi strigăm la Dumnezeu să ne ajute, pe cine trimite Dumnezeu? Trupul lui Hristos. Noi așa am citit și din Scriptură și din gânditorii creștini de marcă. Dumnezeu îl trimite pe Hristos, a cărui prezență fizică este biserica. De aceea, când trăim cu această așteptare, dragii mei, a integrării mai intense în trupul lui Hristos, da, trebuie să știm că Duhul lui Dumnezeu va face lucrul acesta. Este o așteptare caracteristică vieții duhovnicești. Și Domnul să ne binecuvinteze și cu așteptarea și cu realizarea ei. Și apoi, în ultimul rând, dragii mei, pe lângă așteptarea aceasta, pentru că spuneam că după cum viața biologică are așteptările ei și nu poate fi trăită fără așteptări, viața duhovnicească are și așteptările ei și nu poate fi trăită optim fără așteptări. Ne așteptăm ca Duhul lui Dumnezeu să lucreze în noi, să modeleze în noi trupul lui Hristos, să ne integreze mai intens în biserică, dar de asemenea, în versetul 5, revenim la versetul 5 pe care l-am citit, spuneam că există acolo un termen pe care eu l-am tradus literal, și anume nădejdea. Spune Apostolul Pavel, dacă ar fi să traducem literal versetul acesta, așteptăm, cu ajutorul Duhului, așteptăm prin credință nădejdea dreptății noastre. Avem și o nădejde, da? Și anume, dragii mei, nădejdea noastră este aceea că, într-o zi, dreptatea noastră se va desăvârși, caracterul nostru, da? Pentru că dreptatea înseamnă armonia cu Dumnezeu și cu semenii. Dreptatea noastră se va desăvârși când? La revenirea Domnului nostru Iisus Hristos. Slăvit să-i fie numele. Asta înseamnă că atunci când trăim prin Duhul, trăim cu așteptarea necurmată, intensă, a revenirii Domnului nostru Iisus Hristos. Trăim cu așteptarea
zilei în care dreptatea noastră, ca să folosim termenii textului, asta este, dragii mei, speranța dreptății noastre. Este speranța că într-o zi dreptatea noastră va fi cunoscută. Este o învățătură a Sfintelor Scripturii, aceea că, pe care noi o vedem în experiența cotidiană aproape la tot pasul, și anume că dreptatea sau caracterul drept al bisericii nu este recunoscut. Uneori nu este văzut, deși de multe ori în conduita dreaptă a credincioșilor el este decelabil. Dar de cele mai multe ori adevărul sau dreptatea bisericii lui Dumnezeu nu este recunoscută. De ce? Pentru că biserica aparține unei alte sfere, a împărăției lui Dumnezeu. Biserica nu se prevalează de instrumentele puterii seculare, cum ar fi forța armată, puterea economică, influența politică. Biserica nu este vizibilă în felul acesta. Viața bisericii este fundamental logocentrică. Arma cu care luptăm noi și lucrăm noi este cuvântul inspirat al lui Dumnezeu, mărit să fie Domnul. De aceea adevărul, dreptatea bisericii este greu perceptibilă, dacă ne referim la dreptate, dar este greu perceptibilă în veacul acesta. Lumea nu recunoaște legitimitatea câteodată sau dreptatea bisericii. Ea este considerată retrogradă, medievală, obscurantistă. Biserica ne incomodează în urmărirea idealurilor noastre progresiste. Dar Scriptura spune că va veni o zi în care Domnul va reveni. Și pe lângă multe alte lucruri frumoase care se vor întâmpla atunci, dragii mei, da, învierea celor morți, transformarea noastră în trupuri de slavă, da, pe care le vom moșteni în împărăția lui Dumnezeu, care nu vor mai fi afectate de boală, de stricăciune, de durere. Pe lângă faptul că ne vom reîntâlni cu cei care au murit în Domnul și ne așteaptă în împărăția lui Dumnezeu și vom petrece veșnicia alături de Domnul, Scriptura spune că atunci, în ziua aceea, în relația noastră cu lumea, dreptatea fiilor lui Dumnezeu se va descoperi. Înaintea lumii, Domnul nostru Iisus Hristos va spune, ei au avut dreptate. Ei au fost în tot timpul fiii mei, drepții mei, sfinții mei și voi n-ați știut sau n-ați recunoscut lucrul acesta. De aceea spune Apostolul Pavel în Romani, capitolul 8 cu 19, când vorbește despre Romani 8 cu 19, vorbește despre revenirea Domnului și instaurarea împărăției lui Dumnezeu, el vorbește în termenii aceștia. De asemenea, și creația, da, natura și toată populația care o locuiește, de asemenea și creația așteaptă cu o dorință înfocată descoperirea fiilor lui Dumnezeu. Nu doar descoperirea Domnului nostru Iisus Hristos, ci și descoperirea fiilor lui Dumnezeu. Dragii mei, dacă trăim prin Duhul, trebuie să și așteptăm prin Duhul. Haideți să ne gândim la tot ce am așteptat până acum. Ce am așteptat până acum? Am așteptat că dacă suntem tineri să fim sănătoși tun, și poate suntem. Am așteptat ca dacă suntem în vârstă să ne vedem familiile realizate, copiii la casele lor, nepoții. Am așteptat, dacă facem carieră, să ne meargă bine, să nu fim împiedicați, să nu existe nepotisme care să ne stea în cale și așa mai departe. Am așteptat siguranță financiară și așa mai departe. Avem multe așteptări de la viață. Întrebarea este prin Duhul ce așteptăm. Toate aceste așteptări sunt comune oamenilor cunoscători sau necunoscători de Dumnezeu. Ce așteptăm noi prin Duhul? Pentru că noi, așa cum spunea Apostolul Pavel, trebuie să avem niște așteptări care sunt posibile numai prin ajutorul Duhului. S-ar putea să pară iraționale, ilegitime, dar cu ajutorul Duhului Sfânt, prin lumina Duhului Sfânt, ele sunt, de fapt, cele mai legitime. Și anume, am văzut trei dintre ele astăzi. Așteptăm ca Duhul lui Dumnezeu să modeleze în noi caracterul lui Hristos. Prin tot ce ni se întâmplă, tot ce ni se întâmplă este oportunitatea Duhului Sfânt de a șlefui în noi caracterul Domnului Hristos. Așteptăm să fim mai apropiați, mai integrați în Biserica lui Hristos. Și așteptăm, dragii mei, revenirea Domnului nostru Iisus Hristos. Și Apostolul spune în felul următor, dacă trăim prin Duhul, să și umblăm prin Duhul. Dacă trăim prin Duhul, să și așteptăm prin Duhul, dragii mei. Și dacă trăim prin Duhul,
așteptăm prin Duhul, semănăm prin Duhul, spune Apostolul Pavel, vom și secera viața veșnică împreună cu Dumnezeu și cu toți drepții Lui din toate timpurile. Amin. Haideți să ne ridicăm acum înaintea Domnului. Să mulțumim Domnului pentru tot ceea ce ne-a dăruit astăzi și să cerem ajutorul să trăim prin Duhul și să așteptăm prin Duhul. O invit la microfon pe sora Anca Mihai să ne conducă în această rugăciune și noi cu toții să stăm cu această dorință înflăcărată ca Duhul lui Dumnezeu să nască în noi așteptările Lui pe care să le împlinească. Amin.